Deși noua tulpină a coronavirusului nu este la fel de letală ca și celelalte, este foarte contagioasă. Astfel, 218 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la nivelul județului. De asemenea, situația epidemiologică este destul de gravă în fiecare localitate. În municipiul Drobeta-Turnu-Severin, rata de infectare este de 12,53 la 1000 de locuitori. 799 de teste au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 265 PCR și 534 rapid antigen. Dintre acestea, 218 au fost pozitive la nivelul județului. 1156 de persoane testate pozitiv sunt izolate la domiciliu asimptomatice, iar 79 sunt internate în secțiile COVID. Gradul de pozitivare la nivelul județului este de 27,28%. De asemenea, în mai multe localități, rata de infectare este de peste 6 la 1000 de locuitori, printre care cele mai afectate sunt Orșova cu 9,36, Drobeta-Turnu-Severin cu 12,53 și Ilovăț cu 13,9. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 589 de persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 1156 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice și 79 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate cu COVID-19 218 persoane și au fost efectuate 799 teste RT-PCR și rapid antigen. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 7,31, iar la Drobeta-Turnu-Severin avem o rată incidenței de 12,53 la 1000 de locuitori. La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost raportate peste 27.000 de noi cazuri de COVID-19 și 176 de decese la pacienții confirmați cu noul coronavirus. La terapie intensivă sunt internate 1120 de persoane, cu 3 mai puține decât în ziua anterioară. Cele 27.346 de cazuri au fost depistate după efectuarea a 94.698 de teste PCR și antigen.